Record pentru dolar. Moneda americană a depășit pragul de 5 lei pentru prima dată în istorie. Aprecierea vine după o nouă decizie de creștere a dobânzii de politică monetară, măsură prin care Rezerva Federală a Statelor Unite ale Americii încearcă să lupte cu inflația. O altă explicație a întăririi dolarului ține de statutul acestei monede de rezervă spre care investitorii se îndreaptă în momente de incertitudine majoră, cum sunt cele actuale. Banca Națională a anunțat un curs oficial de 5 lei și un ban pentru un dolar, în creștere cu peste 3 bani. Încă de ieri, moneda americană urcase la un maxim al ultimilor 20 de ani, față de un coș de valute, în așteptarea unei decizii a băncii centrale. Specialiștii spun că nu leul s-a depreciat în raport cu dolarul, ci moneda europeană. Creșterea dolarului poate avea efecte asupra economiei române și asupra cheltuielilor oamenilor obișnuiți. Aprecierea dolarului înseamnă o scumpire a importurilor din țări aflate în afara Uniunii Europene. În același timp, un dolar puternic îi poate avantaja pe exportatori dacă mărfurile lor se vând în moneda americană. Aproape o treime din importurile și exporturile României sunt în dolari și energia pe care o importăm e cumpărată tot în dolari. Un prim efect s-ar putea vedea în prețurile carburanților.